Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. După cum vedeți, Ștefan nu se simte deloc bine. Dinții ne dau bătăi de cap. Nu, Ștef? Are doi dințișori jos, crescuți, și sus încă nu i-a rupt nimic. Urmează. Gata, 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 gata. Ia uite. Știu. Ia uite. Da. Acolo sus ceva. Lasă că-ți dau ție toți, odată cred, toți patru de sus o să-ți dea. Da. Și scăpăm de durere. Ce faceți voi aici? Stăm. Stai în scoică? Da. Și aici unghii. Și poți la unghiile mele. Are treabă, Ștef. Da, și Ștef. Aici unghia. Ce faci, mă? Da. Ce faci? Ia. Te joci cu Sofie? O, băbar, băbar. Se strâmbă. Ia strâmbă-te la Sofie. Ia. Și tu, Sofie? A învățat el ceva. Ia să te văd. Ia ce? Mai strâmbă-te odată. Hai. Unde-i Sofie? Ia uite unde stă. Bună, și aici unghia. Ți-ai făcut unghiile? Albastre. Până acum ne-am făcut roșii, acum ne-am făcut albastru. Ce culoare îți place mai mult? Roșii, albastru. Roșii, albastru, nu? Vai. Da. Și știam să uită. Ziceai acolo, Sofi? Nimic. Unghiile. Nefăcut le-am. Nefăcut le-am. Nefăcut el, ai păcălit. Ha, 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 păcăleală. Și el se uită. La ce? La unghii. Hai, că a descoperit scoica, gata. Ștefane, te mai dor dinții? Zi, da. Ce faci? Te joci cu casa la Sofie? Cu ce se joacă, știu? Ce-am vrat și eu ce-am găsit? Că Sofie, ce crezi? Doarme! Da. Ai, ăla-i bun de rost, nu? Mai e bun. Opa, pardon. Ce faci? Duci după el? Ah, el vrea mingea. E învățat de la minge să faci așa, nu? Ia. Tu de tu. Poc. Ia. Mergem să păpăm? Sofia a căzut la datorie, ia uitați-o. Bebelușii lângă ea, ia uitați, are 1, 2, 3 bebelușe. Nu știu cum poate să aibă grijă de toți în același timp. De tare obosită, e epuizată. Mm-hmm. Ce mănâncă băiatul acolo? Zi, mănânc și eu ca oamenii. Ciorbic așa, cu pui, cu cărniță, cu da. Ce zici, mă, Ștef? De acum sunt o mare, mănânc de toate. Da? Cum e? E bună? E bună? Îți place? Zi. Da? Nu vorbești. De la masă nu se vorbește. Lasă-și. Ai atâta treabă. Ia, ce-i spate acolo? Lângă. Ai găsit-o?
poc. Ia și te la gurit. Ia și te la gurit. Ok. Lasă-mă aici. Nu-i dă jos, ia, ia, ia. Nu! Nu aruncăm și mâncarea. Păi ce faci aici? Nu. Tot arunci jos. Ia uite ce-ai făcut pe jos. După cum ați văzut la începutul clipului, Ștefan are niște dureri îngrozitoare de gingii, mai exact gingiile de sus. Pentru că dinții de jos, primii doi dinți de jos, i-au ieșit, dar dinții de sus întârzie, ceea ce ne îngrijorează puțin. Nu știu dacă să mergem la medic sau să nu mergem la medic. Toți cei care ați avut copii, ne puteți spune cam la ce vârstă le-au apărut dinții de sus la copiii voștri, pentru că la Sofia a fost cam fix pe fix după cum se prevede medical, adică cei de jos i-au dat între 5 și 7, iar cei de sus între 6 și 8 luni. La Ștefan vedem că întârzie. Nu știu ce să facem. Ideea este că pe el doare foarte tare, îi mai controlăm durerea cu un Nurofen, care îi dăm deja cam mult, undeva la 6 ore, plus că am luat și un gel pentru gingii, dar nu funcționează chiar cum ar trebui, pentru că pe el tot îl doare. Are niște crize de durere, așa, nu știu, noaptea îl ia în somn și se trezește și abia reușim să-l calmăm. Ziua, dacă îi se duce efectul la Nurofen, la fel plânge și îl doare de mai poate. Chiar nu știu ce să facem, să mergem la doctor, dar nu știu ce ar putea doctorul să facă, pentru că na, dinții când apar, dar na, întârzie la el. Observ, a făcut 9 luni deja la început, la sfârșitul lui aprilie, și încă nu i-a dat dinții de sus. Să sperăm că luna aceasta, până la 10 luni, o să-i dea amândoi deodată și așa scapă de durere. O durere mai mare cred că o să aibă la canini, din experiența pe care o avem cu Sophie. Când i-au dat caninii, chiar a făcut febră foarte mare. Dar până la canini așteptăm să îi apară și dinții de sus. Deci vlogul acesta a fost așa puțin de aici din casă și despre problema asta care o avem cu Ștef. Tot ce trebuie să faceți voi este să ne urmăriți, să lăsați un comentariu, dacă vă abonați, să apăsați clopoțelul ca de fiecare dată când postăm ceva să primiți o notificare și noi vă mulțumim că ne sunteți alături, atât aici cât și pe TikTok. Până data viitoare, vă pupăm și vă dorim o zi minunată!